YouTube tocmai m-a anunțat că acest canal pe care sunteți a făcut vârsta de 7 ani. Undeva pe 27 mai 2017 am început. E un moment foarte important pentru mine și putem trage niște concluzii acum să vă spun și voi ce am reușit să învăț în acești ani, ce lucruri am învățat greu, ce am învățat de la alții și așa mai departe, astfel încât voi să nu mai faceți greșelile astea și sper să vă ajute foarte mult să treceți mai repede peste anumite etape pe care acum le veți întâlni și pe care vă vor da probleme. În primul rând, începeți să filmați cu ce aveți la îndemână la momentul ăsta și dacă aveți un telefon, este perfect. În acest moment, telefoanele sunt extrem, extrem de bune în a filma. Tot ce vorbim acum de flagship-uri, clar, sunt foarte bune, dar în același timp și telefoanele mai slăbuțe, să zic așa, cu un preț mai mic, sigur, sigur vă vor da niște imagini mult mai bune decât ceea ce aveam în 2017, așa că nu vă fie teamă să, să vă folosiți de ceea ce înseamnă telefon, ceea ce înseamnă imaginea telefonului, pentru că pentru ceea ce facem noi pe YouTube aici este mai mult decât suficient. Apoi, în momentul în care veți reuși să strângeți niște bani, vă recomand fie un DJI Pocket, foarte simplu de folosit, sau ceva micuți de la Sony, Sony ZV-1 și așa mai departe, chiar și ZV-10, sunt camere extrem de bune, sunt camere pe care vă puteți baza, puteți să faceți niște chestii super tari, astfel încât să treceți peste stresul ăsta de a achiziționa nu știu ce tip de camere cu nu știu ce tip de obiective și mai știu cei ce, care vă vor pune presiune și pe bugetul vostru, dar în același timp și pe voi în sine, pentru că va trebui să căutați foarte mult ce cameră trebuie să folosiți, ce obiectiv să puneți, după aia vă dați seama că de fapt obiectivul ăla nu e ceea ce vreți voi și căutați altceva, poate. Deci, cea mai simplă chestie este să vă gândiți că de fapt contează foarte mult mesajul oferit și mai puțin imaginea, așa că în momentul în care vreți să faceți ceva, să obțineți o, o imagine bună, dar să nu vă bateți capul foarte tare, pentru că asta e foarte important, să nu vă bateți capul foarte tare cu ceea ce aveți de cumpărat, folosiți-vă, după cum spuneam, de un Osmo Pocket, am văzut acum Osmo Pocket 3, chiar e super tare sau probabil la momentul în care vedeți voi videoclipul ăsta poate va apărea un alt Osmo Pocket și mai tare. E o chestie foarte mică de ținut în mână, nu veți atrage nici atenția. Cu cât aveți niște camere mai mari, cu atât veți atrage atenția mai mult oamenilor și în funcție de zona unde sunteți ar să aveți anumite probleme. Așa că dacă aveți o cameră micuță, 100% puteți să o folosiți și vă veți atinge toate scopurile pe care le aveți voi pentru YouTube, repet. Pentru că nu aveți nevoie de, eu știu, să filmați ca pe Netflix sau nu știu eu. ce, pur și simplu aveți nevoie să aveți o imagine bună pe care să o folosiți pentru YouTube. Un alt lucru pe care l-am aflat destul de târziu a fost că am luat camere care nu aveau intrare de microfon și asta e foarte important. În principiu, cam orice cameră pe care vreți voi să o folosiți va fi bună, dar aveți grijă să aibă intrare de microfon pentru că 100%, mai ales dacă faceți vlogging, dar în general veți avea nevoie de intrarea asta pentru a capta mai bine sunetul, pentru că orice cameră care are, are un microfon încorporat, doar că ăla nu vă va aduce foarte multe lucruri pozitive, veți vedea că e făcut doar ca să capteze un pic din sunet, dar nu va ajută așa cum vă ajută un microfon extern și de aia aveți nevoie de o intrare pentru un microfon. Și veți găsi tot felul de microfon pe care să atașați la camere, dacă vă sugerez să vă folosiți de cunoștințele astea în momentul în care cumpărați o cameră, să întrebați vânzătorul sau să căutați voi despre camera respectivă dacă are sau nu are intrare pentru un microfon, pentru că veți vedea cât de mult vă ajută acest microfon extern în calitatea pe care o veți obține până la urmă pe cu videoclipurile voastre. Dacă vreți să investiți în ceva, investiți într-un curs de editare video. Și spun asta pentru că veți vedea cât de important este să știți să editați video așa cum trebuie. În general, recomand oamenilor înainte să investească în echipamente, să investească mai degrabă în ei și în educarea lor. Dar asta cu editarea video este foarte, foarte importantă pentru că mi-a luat foarte mult timp să învăț o mulțime de lucruri pe care le știu la momentul ăsta. Am învățat din greu, am căutat fiecare chestie în parte și până la urmă dacă aș fi investit de la început într-un curs video, m-ar fi ajutat mult mai mult și aș fi sărit peste aceste etape în care să, să caut ce am de făcut sau eu știu, poate îmi venea mie o idee de multe ori și la cursurile respective veți avea și idei despre cum se filmează și așa mai departe, despre cum se editează, pentru că pare poate la care nici nu v-ați fi gândit până la urmă. Și da, găsiți informații gratuite peste tot, atât pe YouTube, cât și pe TikTok, cât și pe eu știu, Instagram și așa mai departe despre cum se editează. Dar vă asigur că în momentul în care investiți într-un curs, acolo veți primi informații de care aveți nevoie. Tot ce înseamnă la momentul ăsta informație pe rețele de socializare este predispusă spre a fi livrată cât mai repede, și de obicei creatorul respectiv vă va livra informații pe care de fapt le știe că le caută lumea, anumite cuvinte cheie și așa mai departe, dar nu tot ce ai tu nevoie până la urmă ca să editezi. În momentul în care este un curs, nu mai există presiunea asta a algoritmului, nu mai există presiunea asta a apariției, eu știu, a vizualizării și a mai departe. Pur și simplu, creatorul care a făcut cursul respectiv are tot interesul să facă un curs cât mai bun și atunci vă va oferi cât mai multe informații, astfel încât voi să aveți de câștigat, deci dacă vreți prima dată și prima dată să dați bani pe ceva, dați banii, investiți în uh, cursuri, investiți în ceva care să vă ajute pe voi uh, să obțineți calitate să deveniți voi mai buni și apoi cu timpul veți uh, investi și în echipament. Dar mai întâi investiți în voi, investiți în ceea ce știți voi. Aveți grijă în momentul în care firmați afară ce fel de ochelari folosiți pentru că s-ar putea să aveți o mare problemă și să nu vă dați seama de fapt uh, de adevăratele culori, care le puteți obține și mai departe. De exemplu, sunt acei ochelari de soare polarizați, care vă pot aduce o mulțime de probleme în momentul care îi folosiți, dacă filmați cu ajutorul lor. Am văzut o mulțime de chestii de genul ăsta, o mulțime de probleme apărute din cauza faptului că acel creator de content video nu a avut grijă și nu a știut exact ce tip de ochelari să folosească și nu a fost în stare să vadă anumite lucruri pe care apoi când a ajuns în studio sau când a ajuns în fața calculatorului și a descărcat filmările respective, a văzut câte probleme au apărut din cauza asta, da? pentru că într-adevăr deformează lumina, deformează culorile și nu vă dați seama apoi că filmarea respectivă are o problemă. Deci aveți mare grijă la chestia asta, luați în calcul și așa ceva, pentru că într-adevăr. Pot apărea o mulțime de probleme din cauza unor simpli ochelari dacă nu știți exact ce fac ei, pentru ce sunt făcuți, pentru ce sunt folosiți și ce efecte până la urmă pot, pot avea. Deci dacă aveți posibilitatea încercați să folosiți alt tip de ochelari sau pur și simplu să încercați să vedeți și fără ochelari și cu ochelari dacă e posibil chestia asta astfel încât să nu apară probleme de culoare, probleme de lumină și așa mai departe, pe care nu le veți putea vedea dacă, dacă vă folosiți de, de astfel de ochelari. Și cu softurile astea de editare și cu softurile astea de aveți mare grijă ce, în ce investiți, cel puțin pentru marea majoritate nu vă trebuie, nu știu ce Photoshop, nu vă trebuie, nu știu ce alt gen de, de program de asta de editare foto, s-ar putea ca doar o, o Canva, să vă ajute extrem, extrem de mult. Veți putea să vă faceți fără nicio problemă bannerul canalului în, în, Canva, chiar gratuit, partea gratuită. Veți putea să vă faceți thumbnail cu ajutorul Canva. Extraordinar, am văzut niște thumbnail extrem, extrem de bune făcute în Canva, chiar partea gratuită, din nou spun, o chestie, poate multă lume spune că nu, trebuie să investești ca să faci X lucru. De data asta, mai important este ce pui pe imaginea respectivă și mai puțin softul pe care îl folosești. Nu mai vorbesc, sunt și aplicații de editare, foto și așa mai departe, astfel încât să vă folosiți de ele, dar vă asigur că până la urmă Canva este un prieten foarte, foarte bun al vostru. Mai sunt și alte soluții de genul ăsta, dar până acum mi s-a părut cea mai completă și e super stilat pentru că până la urmă o aveți și pe browser, puteți să o accesați de oriunde, nici măcar nu va trebui să instalați dacă nu vreți să instalați ceva pe calculatorul vostru, nici nu măcar nu trebuie să instalați pe telefonul vostru, Da dacă vreți să intrați dintr-un browser puteți să faceți și chestia asta. Da, e mai ușor cu aplicație pe telefon, dar dacă nu vă doriți chestia asta să mai îngreunați telefonul, puteți să o faceți dintr-un browser foarte, foarte simplu chiar. Repet, mai important este ce apare pe thumbnail, ce apare pe banner, ce apare pe imaginea pe care vreți să o folosiți voi, decât ce program folosiți și pentru că s-ar putea să vedeți că sunt niște bani aruncați pe care ar putea să-i folosiți în altă parte, după cum mai, mai devreme, în anumite cursuri, puteți să investiți mai mult banii respectivi. Că tot a venit vorba de investiții, da, camerele a full frame de care vorbesc toți creatorii ăștia mari pe care îi urmăriți voi, sunt super tare chiar și în lumină mică și așa mai departe, sunt extraordinare. Dar gândiți-vă foarte bine dacă aveți nevoie de așa ceva. Pentru că cumpărați camera aia care costă mult, după care trebuie să investiți și în obiective care la fel sunt extrem, extrem de scumpe și la am vă veți da seama că de fapt banii aia pe care i-ați investit nu puteți să-i recuperați niciodată sau foarte, foarte, foarte greu, așa că Gândiți-vă foarte mult în momentul în care faceți investiții de genul ăsta, dacă aveți cu adevărat nevoie de acele imagini pe care le vedeți la creatorii voștri favoriți, că s-ar putea ca de fapt voi, pentru mesajul pe care vreți să-l transmiteți mai departe către oameni, pentru ceea ce uh, oferiți voi pe canalul vostru și pentru ceea ce oferiți voi ca și creator de conținut, să nu vă trebuiască astfel de uh, aparate și astfel de obiective scumpe. Da. Dacă vreți să faceți un business din filmare, dacă sunteți videografi sau mai știu eu ce, în viitor poate sperați să faceți și niște filme cu această ocazie. Da, poate că trebuie trebui să investiți. Dar în rest, pentru noi, muritorii de rând, ca să zic așa, nu ne trebuie full frame, nu avem nevoie de așa ceva. 100% camerele astea mai, mai ieftine, crop sensor, nu știu dacă vă ajută foarte mult pe voi sau dacă vă interesează genul ăsta de denumiri sunt mult mai ieftine și își fac cu brio treaba. De multe ori am mai spus o nu trebuie decât să vă un pic de lumină mai multă și vom vedea niște rezultate extraordinare. Până la urmă am văzut rezultate în mâna unor creatori buni și cu camere extrem, extrem de vechi, dar care, până la urmă, creatorii au înțeles cât de mult contează mesajul, mult mai mult decât, eu știu, imaginea și mult mai mult decât alte chestii pe care credeți voi că ar fi importante. Sunetul poate fi extrem de important și dacă vreți o recomandare de la valieră Road Wireless Go 2 este extrem, extrem de bun. Sunt și DJI-urile foarte bune, sunt și dar cred că sunt un pic mai, mai scumpe decât Road Wireless Go estea. Și uh, pentru, din nou spun, pentru ceea ce facem noi pe YouTube, sunt mai mult decât uh, suficiente. Dacă stați la un birou așa cum stau eu, nici măcar așa ceva nu vă trebuie. O lavalieră de asta cu cablu vă va ajuta mai mult decât uh, orice altceva. Dar dacă într adevăr faceți vlogging și dacă ieșiți în natură, dacă ieșiți pe stradă, atunci aveți nevoie de, de ceva wireless și vă recomand cu căldură acest wireless go. Din experiență funcționează fără nicio problemă. L-am văzut la atâția creatori de conținut, am testat și eu pe afară. E, e super. Dacă vreți să investiți, există tot felul de variante mult mai scumpe. Dar, din nou spun, gândiți-vă foarte bine ce vreți voi să faceți cu aceste soluții, pentru că s-ar putea ca investiția asta să poată fi făcută în altă parte mult mai bine, să meargă banii aia în altă parte, decât să, să investiți în ceva extrem, extrem de scump există și de la 3-4 ori mai, mai scumpe soluții, dar nu știu dacă merită, pentru că saltul uh, calitativ nu e atât de mare și atunci uh, nu știu dacă voi, vă veți folosi de ele. Cu adevărat veți spune, bă, de ce oare am dat eu banii ăștia pe așa ceva? Că eu, de fapt, pentru vlogging-ul meu mi-ajungea și o la mai simplă. Folosiți-vă de ChatGPT pentru că este extrem, extrem de ușor de folosit. Și, acum ceva timp, făcusem eu o listă cu uh, tot felul de prompturi pentru creatorii de conținut. Nu trebuie neapărat să o folosiți pe aia. Dar vă asigur că, dacă știți ce să-i cereți uh, chatGPT, vă oferi o mulțime de idei. Vă poate oferi idei de thumbnail, idei de scripturi, tot felul de subiecte pe care puteți să le folosiți. E o chestie pe care nu trebuie să ne bazăm 100%, dar ne reduce foarte mult timpul de lucru. Pentru că, de fapt, asta vrem să producem conținut de calitate într-un timp mai scurt ca să putem să și postăm oamenilor în timp util. Așa că, din nou spun, ChatGPT e un cont gratuit. Dacă nu vă pricepe să faceți aceste requesturi, aceste cereri către ChatGPT, vă stau la dispoziție cu acea listă. Costă, de-aia vă spun că e posibil să Știți și voi să folosiți în mod gratuit și nu neapărat să dați bani pe, pe lista respectivă. O folosiți și vă faceți eu știu, subiecte, vă faceți prompturi, vă faceți thumbnail-uri, vă dă idei de thumbnail-uri, după cum spuneam, puteți să faceți o listă cu bullet point cu ajutorul CGPT, după aia să vorbiți în jurul listei respective. O mulțime de idei, până la urmă imaginația voastră este limita, dar e o unealtă pe care dacă nu o folosiți, pierdeți foarte mult și credeți-mă, vă va ajuta extrem de mult. Un lucru pe care l-am învățat și eu și ați văzut că am și filmat așa, să nu vă fie teamă să vorbiți în public. Da, poate că prima dată când veți filma, poate veți fi un pic stânjeniți, dar apoi, de momentul în care veți începe să filmați mai des, vă veți da seama că de fapt nu prea contează pentru oamenii din jur, că voi filmați și faceți un, un video. Mulți nici nu vor ști că faceți de fapt un video. Poate vor gândi că vorbiți pe vreo aplicație de asta cu altcineva și chiar și cei care își vor da seama că vă filmați vor spune, tipul face un videoclip. Să mergem mai departe. Fiecare are probleme lui, fiecare are grijile lui, fiecare are drumul lui, așa că nu cred că veți fi atât de importanți pentru ei încât să rămână lângă voi, să înceapă să vă pună întrebări sau mai știu ce. Există teama asta de a vorbi în public pentru foarte mult, dar credeți în momentul în care e și un exercițiu pentru voi și pentru încrederea pe care o aveți în voi. În momentul în care începeți să, să vă filmați în, în public veți descoperi cât de mult vă crește respectul de sine și cât de mult uh, vă veți aprecia pentru ceea ce faceți. Și, în afară de asta, de multe ori și pentru mine, statul doar într-un singur mediu și filmând într-un singur mediu poate fi plictisitor pentru uh, privitorii de dincolo de ecran. Așa că dacă mai schimbați locațiile lucrul ăsta vă va ajuta. Dar în același timp, da, clar, sunt și nișe unde trebuie neapărat să ieșiți și pe asta, din nou, poate că pentru mulți dintre voi va fi mai greu la început. Dar vă asigur că încrederea pe care vă o da de la clip la clip chestia asta, filmarea asta în public, va fi foarte importantă pentru voi și apoi în interacțiunea cu restul oamenilor, chiar că și când nu veți filma. Veți avea mai multă încredere în voi, veți căpăta mai multă încredere în ceea ce faceți voi și pe lângă asta se veți vedea că vin și oameni mai mulți alături de voi, cu cât căpătați mai multă încredere. Dar cei care, repet, cu care vă intersectați în momentul în care filmați, poate se vor uita în secunde, dar atâta după ce au dat colțul după aia, vă vor uita pentru că au alte griji, au așa eu, ei drumul lor, au și ei ceva de făcut în ziua respectivă și nu au timp să stea după noi, că bă, ce face el, hai să spun ce am găsit, firma unul, nu știu ce și mai știu ce. Nu o stai nimeni. Hai să zicem că nu în două secunde, dar în 10 minute a uitat de voi și uh, sunt convins de chestia asta, am văzut de foarte multe ori. Eu în momentul în care am început să filmez în public am avut într-adevăr un stres, dar după aia văzând atitudinea celor care uh, se uită la mine, care trec mai departe, m-am liniștit și mi-am mi -am văzut de treabă și am, uh, am făcut ce, ce era de făcut și am reușit să fac niște clipuri care pe care nu credeam că pot să le fac, adică să mă filmez în public. Creați-vă un script și un titlu înainte să începeți videoclipul. Titlul e foarte important pentru că după aia veți ști exact ce aveți de făcut și în ce direcție se ducă clipul, dar și scriptul vă va ajuta foarte mult. Trebuie neapărat să fie un script de la cu toate dialogurile acolo scrise sau nu știu eu ce. Pur și simplu un bullet point, adică puncte de în jurul căruia să vorbiți. Și apoi în momentul în care veți începe să vorbiți efectiv, veți putea să rămâneți, focalizați pe ceea ce veți să spuneți, pentru că în momentul în care nu ai niște puncte de la care să începi, s-ar putea să pierzi până la urmă ce vrei să spui pe, pe clipul tău. Așa că e foarte important să, să aibă aceste puncte de sprijin, să aibă aceste zone de la care să vorbești, ca să-ți dea o structură. Deci, în momentul în care ai o structură a conținutului și cei care se uită la tine vor rămâne pe clip. În momentul în care începi să vorbești de diferite lucruri care nu au nicio legătură între ele, s-ar putea ca oamenii să plece, pentru că vor crede că le pierzi timpul, vor crede că nu ai nimic de spus și pur și simplu doar ai deschis camera ca să filmezi ceva și să pui ceva. În momentul în care ai acel script, vei putea să dai mai multă consistență asupra ceea ce ai de oferit oamenilor. Deși poate părea un pic invers decât faceți voi, creați-vă un thumbnail înainte să faceți videoclipul. Pentru că thumbnail-ul ăla vă poate spune o poveste. În momentul în care faceți un thumbnail, puteți apoi să vă structurați și videoclipul în funcție de acel thumbnail. Da, și e foarte important. De ce? Pentru că mai există o chestie acum pe care a introdus-o YouTube de ceva timp. Se cheamă autoplay. În momentul în care ai un thumbnail și primele 30 de secunde nu au legătură cu thumbnail respectiv, oamenii vor crede că e clickbait și vor pleca de pe clip. În momentul în care ai deja thumbnail-ul, știi exact ce ai de făcut în primele 30 de secunde, în primul minut, astfel încât să faci, să-i convingi pe oameni că sunt în locul potrivit, că nu i-ai minți pe thumbnail-ul respectiv și asta vă va ajuta foarte mult să îi țineți pe oameni mai departe pe clip. Repet, foarte important este ce se întâmplă în primele 30 de secunde până la un minut pe clipul vostru, astfel încât YouTube să vă promoveze mai departe conținutul. Da? Deci în momentul în care tu ai făcut thumbnail-ul respectiv, la ai acolo, măcar ca idei principale, poate nu l-ai făcut complet, poate mai faci niște editări pe thumbnail ăla, dar per total la ai acolo, știi cam despre ce este vorba, poți să și vorbești în legătură cu acel thumbnail, să aibă legătură ceea ce faci tu în primele 30 de secunde până la un minut. Atenție foarte mare pentru că mulți nici nu se gândesc la chestia asta, foarte multă lume vreți să monetizați pe YouTube, dar nu înțelegeți că puteți să faceți bani pe YouTube chiar și de la un singur abonat, chiar și de la 0 abonați în momentul în care vă apucați de YouTube. Cu linkuri de afiliere, indiferent despre ce produs sau serviciu vorbiți pe clipurile voastre, că e vorba de un joc, că e vorba de o cameră, că e vorba de un serviciu de editare, că e vorba de un serviciu de fotografie, habar n-am, orice. Găsiți linkuri de afiliere pe Amazon, pe Mag, pe Altex, pe oriunde, sunt multe chestii unde puteți să găsiți aceste linkuri de afiliere, astfel încât să faceți bani din prima secundă în care începeți să faceți conținut. În momentul în care voi spuneți, bă, nu, lasă, că în momentul în care o să am mai multe vizualizări, o să pun link de afiliere, în momentul în care, eu știu, o să fac mai mulți abonați, abia atunci o să încep. E greșit, pentru că clipurile pe care le puneți voi aici, în acest moment, or să rămână pe platforma YouTube, O să facă vizualizări în continuare și ați ratat șansa să faceți bani. Cu cât acele videoclipuri și acele linkuri sunt de mai mult timp puse pe această platformă YouTube, cu atâta vă asigură un venit mai bun și va venit mai constant. Foarte multă lume ratează șansa asta de a face bani cu linkuri de afiliere, dar vă asigur că cam orice există la momentul ăsta despre care puteți să vorbiți pe YouTube, are și linkuri de afiliere. Căutați pentru că sigur, sigur veți, veți vedea chestia asta. Am aceste cărți despre YouTube, găsiți link de afiliere pentru cărțile astea prin descrierile videoclipurilor mele. Asta e doar un exemplu, bineînțeles am camera, am tot timpul luminile și orice altceva pe care l-am avut aici în jur. Am pus linkuri de afiliere. Există și pe site-ul meu la zona aia de unelte pentru creatori de conținut. Veți găsi toate aceste linkuri de afiliere. Nu faceți extraordinar de mult dar faceți bani. Și o cât veți vorbi mai mult despre chestiile astea, cu atât sumele astea vor deveni tot mai consistente. E un lucru pe care putem să-l facem toți creatorii de conținut. Nu este interzis de YouTube și chiar vă sfătuiesc să nu ratați această șansă de a obține bani pe care puteți să-i folosiți apoi în misiunea voastră pe care o aveți cu canalul de YouTube. Un alt lucru foarte important în momentul în care vreți să vă achiziționați un echipament, căutați tot timpul să-l achiziționați în momentul în care sunt aceste reduceri. Că e Black Friday, că e orice alt tip de reducere, abia atunci încercați să cumpărați, de exemplu, echipament în luna ianuarie, februarie, pentru că în perioada aia toate sunt mai ieftine, lumea nu prea mai are bani pentru că e cheltuit în perioada de Crăciun, și atunci, în perioada aia, în ianuarie, veți găsi lucruri mult, mult mai ieftine. La fel, nu încercați să cumpărați lucruri în perioada sărbătorilor mari, atunci unde lumea chiar știți că va achiziționa diferite lucruri pentru cadouri. Atunci toate sunt mult, mult mai scumpe. Încercați să achiziționați doar în momentul în care nu vă aruncați să cumpărați ceva, un echipament sau orice altceva, în momentul în care v-ați hotărât să-l cumpărați. Încercați să Analizați piața, încercați să vedeți dacă nu cumva la concurență e mai ieftin, și mai departe, verificați pentru că da, puteți să obțineți sume considerabile doar încercând să căutați astfel de reduceri, pentru că de cele mai multe ori acestea vor apărea. Trebuie doar să aveți răbdare, nu vă grăbiți, știu poate mulți dintre voi aveți o vârstă mai, mai mică și credeți că acum trebuie, nu, nu trebuie acum nimic. Așa cum ați făcut până acum conținut, veți putea să faceți în continuare până când găsiți un echipament mai ieftin, găsiți un echipament pe care să-l puteți achiziționa cu un preț mult mai redus. Încă un sfat foarte important, filmați dacă se poate în 4K, dar dacă nu se poate, încercați să filmați numai puțin de 1080p. Foarte important să fie măcar Full HD filmarea voastră, pentru că încet încet tot ce înseamnă conținut se va duce și către televizor și cu cât e mai slab, cu atât lumea îl va ignora. Deci încercați să filmați cu camerele voastre care 100% pot să filmeze 4K sau Full HD. Folosiți-vă la maxim de aceste camere pentru că inclusiv telefoanele astea mai noi toate duc 4K acum și nu vorbesc de 2024, eu vorbesc de uh, 2019, 2018, aparate destul de vechi care în continuare pot să filmeze 4K, uh, pot să filmeze Full HD fără probleme Așa că folosiți-vă de aceste opțiuni ale camerelor voastre și încercați să vă puneți la adăpost pentru viitor, pentru că din ce în ce mai multă lume are televizoare smart, are televizoare care uh, au ecrane foarte bune și se va vedea diferența între un creator care a filmat uh, eu știu, doar în 720p cu unul care a filmat în 4K. Indiferent cât vrem noi să nu conteze chestiile astea, vor, vor conta, așa că încercați să vă faceți și tema asta, încercați să filmați cât mai bine puteți. Voi nu e neapărat o obligație extremă, dar dacă există opțiunea asta, folosiți-o pentru că e super utilă pentru a face videoclipul vostru demn de vizualizat și pe viitor. Dacă aveți o cameră Sony, vă sfătuiesc ca în loc să vă focalizați, să luați nu știu ce tip de echipament de stabilizare extraordinar, să folosiți un Catalyst Browse, care este un soft gratuit de la Sony. Îl puteți găsi dând un search pe Google, bineînțeles, și care să vă facă imaginea să fie cât mai stabilă. Dacă pe camera voastră există și opțiunea de stabilizare din softul lor, încercați să o dezactivați și să vă folosiți de acest Catalyst Browse pentru că, din nou spun, e gratis și e unealtă pe care o folosesc chiar și profesioniștii. Gândiți-vă că un gimbal este o unealtă extrem de grea pe care trebuie să o țineți alături de restul uneltelor pe care le, le, folosiți și folosind doar un browser în loc de gimbal respectiv, veți vedea niște îmbunătățiri extraordinare doar dintr-un singur soft. Așa că poate vă va ajuta și informația asta, Catalyst Browse de la Sony, e o chestie pe care o am aflat-o de puțin timp, din nou spun, sunt chestii pe care nu le știam nici eu, așa că în momentul în care le-am aflat, vi le dau și vouă mai departe și folosiți-le sau nu le folosiți în funcție de cum vreți voi, dar e o unealtă pe care nu trebuie să o țineți în uh, gheozdan, ca să zic, așa ce pur și simplu va fi doar pe PC-ul vostru în momentul în care vă apucați să editați și folosiți-o chiar sunt curios să văd dacă folosiți Catalyst Browse, chiar aș vrea să văd în comentarii câți dintre voi ați folosit acest soft, acest program astfel încât să vedem dacă într-adevăr funcționează la toate camerele dar vă asigur că pe majoritatea dintre camere pe care le folosiți voi nu veți avea probleme să o folosiți și stabilizarea. Nu dați banii pe tot felul de filtre adiționale sau mai știu ce pe care să le puneți pe cameră, pentru că în momentul ăsta orice program poate edita pentru YouTube și pentru ceea ce avem noi nevoie extrem de bine. Nu mai ai adăugați alte filtre, alte chestii care să vă facă diferite tipuri de imagini și mai știu ce, pentru că veți vedea în post-producție chiar trebuie să faceți o mulțime de chestii. Da, din nou spun, dacă aveți nevoie pentru videografie, e discutabil și acolo nu mă bag pentru că nu e domeniul meu. Dar pentru YouTube, nu investiți bani în așa ceva, în filtre, pentru că nu vă vor ajuta cu nimic sau nu veți obține rezultate atât de bune pe cât să justifice această investiție. Încă ceva să mai aveți pe lângă. Ceea ce folosiți deja. Calitatea audio este extrem de importantă. Asta am învățat-o de foarte multe ori pe pielea mea, pentru că n-am fost atent la anumite setări, n-am fost atent la mediul în care filmam și așa mai departe, și videoclipurile au trebuit aruncate. Indiferent cât de bine am filmat, indiferent cât de tare a fost subiectul respectiv, dacă nu putea fi ascultat, videoclipul era inutilizabil și trebuia aruncat. Deci, mare grijă unde filmați. Ce filmați, ce microfon, unde folosiți microfonul, din nou spun, la valiera este sfântă pentru că e foarte aproape de, de gura voastră. De multe ori vă puteți mișca fără să mai apară eu știu, alte diferențe de uh, sunet, și asta vă ajută foarte mult. Puteți să folosiți și altfel de microfoane externe pe care să le atașați la camera voastră, bineînțeles, fără nicio problemă, dar investiți în, sunet pentru că sunetul este foarte important. În același timp, repet, contează foarte mult și mediu. Fiți atenți unde filmați, fiți atenți. Aveți grijă să nu fie chiar un mediu foarte, foarte zgomotos care să deranjeze privitorii, pentru că e clar, decât dacă asta vă doriți, cu adevărat să fie un, o chestie deranjantă care să, eu știu, aducă ceva în plus filmării. În rest, dacă nu asta vă doriți, atunci vă sfătuiesc să aveți mare grijă la, la sunet pentru că sunetul ăla este extrem de important pentru succesul videoclipului vostru pe YouTube. De asemenea și în uh, postproducție, în momentul în care faceți editarea, uh, trebuie să fiți foarte, foarte atenți. Cum se aude, dacă puteți să îmbunătățiți în, în vreun fel sau altul uh, sunetul pentru că, din nou spun, este extrem, extrem de important. Cercetarea subiectului respectiv este, din nou, importantă pentru viitorul și pentru succesul videoclipului. În momentul în care aveți de făcut ceva, un subiect, interesați-vă asupra subiectului respectiv, vedeți, lăsând la o parte faptul că trebuie să vedeți dacă e căutat la momentul ăsta, dacă mai contează, dacă mai este un subiect de actualitate, dacă nu aveți toate datele, s-ar putea să fie o problemă. Dați un subiect pe, pe, YouTube și lumea vă va contrazice, s-ar putea să vă scadă brandul vostru. Deci, mare atenție, încercați cât mai mult să trageți de subiectul pe care urmează să-l postați, căutați, verificați, faceți cercetări, faceți tot felul de lucruri pe care considerați că sunt utile, astfel încât videoclipul pe care să-l faceți voi și pe care îl construiți voi să ajute la ceva, să motiveze, să educe și așa mai departe, având niște subiecte și având o cercetare foarte bună, deci research-ul ăsta pe care trebuie să-l faceți înainte, efectiv de a începe să filmați, este util, important și vă va ajuta să aveți apoi succes cu, cu videoclipul vostru per total. Am în partea stângă un videoclip pe care YouTube consideră că trebuie să-l vezi și ne găsim acolo.